Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am găsit alături de mine în studio. Este colegul meu Ionel Luțan. Bună seara, Ionel, ce mai faci? Bună, bine te-am regăsit. Cu ochii pe televizor, pe meciuri, la pe propriu sport. Cu ochii pe televizor, dar... E o partidă importantă la această oră, în Liga a doua. N-avem timp astăzi să vorbim despre Liga a doua, dar o să vorbim poate săptămâna viitoare, poate mâine chiar. Dar între timp mergem la colegii noștri de la Sport Total FM. Narcis Drejan începe emisiunea Fluier Final și eu cel puțin sunt foarte curioasă să aflu ce vorbește astăzi în atâtea ore și atâta timp pe care l-are la dispoziție. Bună seara, Narcis, ce mai faci? Bună seara, bună seara Alice, bună seara Ionel, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio Sport Total FM și evident îi salut pe toți telespectatorii de la Metropola TV. Ei bine, și eu mă uitam la Suboli Timișoara cu FC Rapid, meci din care n-a mai rămas foarte, foarte mult de disputat, mai fi vreo 15 minute, hai să zicem 18 cu tot cu prelungiri. N-a zice că e o surpriză, pe mine Rapidul nu m-a convins deloc în sezonul ăsta. Așteptăm evident Supercupa României între FCSB și CFR Cluj. Un meci super tras de păr și care nu știu dacă și-ar mai fi avut rostul în condițiile actuale, pentru că el ar fi trebuit să dispute mult mai devreme. Situația excepțională în care s-a aflat fotbalul românesc cu pandemia, normal, meciul a fost amânat abia acum, când ne apropiem de finalul sezonului și ar trebui să avem și următoarea Supercupă undeva în august, presupun, iulie-august. De fapt, Supercupa este cea care dă startul noului sezon. Este meciul din presezon, putem spune, meciul care anunță startul unui nou campionat. Acum, probabil o să avem două Supercupe. E o decizie destul de ciudată luată la nivel de conducerea fotbalului românesc, cu multe rezerve, o să înceapă și play-off-ul, sunt două echipe care au și cele mai mari șanse să câștige titlul, pentru CFR Cluj ar fi al patrulea consecutiv, iar FCSB-ul care n-a mai câștigat de multă vreme. O să vorbim și despre UEFA Champions League și despre Europa League, pentru că avem foarte, foarte multe meciuri din aceste competiții. Am aflat că până la urmă iată și cele mai bogate echipe din sferturile Champions League s-au dus și în semifinale. Cred că era o chestiune de timp până când să mergem pe ideea și să considerăm că de fapt fotbalul cu foarte, foarte mulți bani aici duce, să aduce Champions League. Am tot sperat că banii aruncați chiar și artificial într-un proiect nu-l vor ridica, dar uite că exact asta s-a întâmplat. Da, e adevărat, vorbim despre niște branduri ale fotbalului european, dar niște branduri mai micuțe din punct de vedere al performanțelor obținute de-a lungul anilor. O să avem în această seară și meciurile din Europa League, din sferturile de finală și iarăși foarte, foarte multe informații despre Dinamo, despre acționarii de la Dinamo și dacă se mai întoarce sau nu se întoarce Cortasero și evident să dezbatem și noi Liga a doua în această seară. În cazul în care ASU Poli câștigă cu FC Rapid, cu siguranță se întețește lupta pentru promovare. În momentul de față, Craiova este echipa care a arătat cel mai bine și tot sezonul a arătat cel mai bine, deci ar fi probabil printre îndreptățitele care să meargă în Liga 1. Vă mulțumesc mult de tot pentru intervenția de seară. Ne auzim săptămâna viitoare la Sport Arena, la Metropola. Aris, Ionel, aveți grijă de voi, misiune cât mai ușoară, ne auzim, rămâneți cu Sport Total FM și evident Metropola TV. Mulțumim tare mult, Narcis. Ionel, astăzi nu o să dezbatem, noi avem ceva invitați, doar că sunt virtuali, n-au fost cei drept invitații noștri aici în platou, dar Federația Română de Fotbal a lansat Academia Națională de Fotbal și platforma de e-learning pentru programe educaționale sportive în România, prima de acest gen din țara noastră, care se presupune că va aduce oamenii mai aproape de managementul sportiv, de educație în sensul acesta și să nu mai avem așa oameni nepregătiți
pregătiți, cum s-ar spune în domeniul fotbalului. Lui nu-i așa, Ionel, ce părere ai? Așa este, pentru că eu am susținut Alice și dragi prieteni de fiecare dată. Dacă jucători, hai, chiar fotbaliști mai găsim, dacă antrenori avem o grămadă, din păcate în fotbalul românesc lipsesc conducătorii adevărați. Și poate că acest pas vine la timp pentru a profesionaliza, nu? Și acest segment atât de important în viața oricărei echipe de fotbal. Clar, și nu numai pentru copiii din România, care au nevoie să beneficieze de o educație. Aparte, au nevoie de oameni cu adevărat bine pregătiți în domeniu, care să-i susțină. Prin urmare, în materialul pe care îl vom viziona în următoarele minute, o să vedem ceva opinii despre acest program de la președintele FRF Răzvan Burleanu, de la Mihai Stoichiță, de la Gheorghe Hagi, clar, a avut și el o intervenție, dar și de la Arsene Wenger, care a avut o opinie foarte bună vis-a-vis de acest program pe care îl va lansa și FIFA în această vară. Deci sunt invitați foarte importanți, nu-i așa? Așa este, pe care nu am avut privilegiul de a avea aici în studio, măcar cei care ne urmăresc să-i vadă la televizor, la Metropola TV. Păi, atunci eu zic să nu mai pălăvrăgim noi, că pălăvrăgim degeaba, și vă lăsăm să urmăriți materialul despre lansarea Academiei Naționale de Fotbal din România. Bun găsit, prieteni! Sunt astăzi într-o situație inedită. Vă voi vorbi despre fotbal, dar nu din perspectiva comentatorului, ci dintr-o perspectivă, să zicem, academică. Toți iubitorii acestui sport știm, vedem zi de zi, cum fotbalul nu mai este doar un fenomen social, este și știință. Marile rezultate, marile putere ale fotbalului se bazează pe cercetări, pe studiul științelor, pe învățătură. Sunt în lume școli celebre, institute, academii de fotbal, la care, din când în când, ajung și românii. Anunțul zilei de astăzi este că nu mai e nevoie ca tehnicienii noștri să plece în străinătate. Federația Română de Fotbal deschide o academie de fotbal după modelul celor occidentale. Aș putea să intuiesc de ce se înființează o astfel de instituție la București, dar cred că cel mai potrivit să răspundă la această întrebare este președintele Federației Române de Fotbal, domnul Răzvan Burleanu. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Domnule președinte, cum plănuiți să funcționeze această academie? Înainte de toate, trebuie să menționez că educația va reprezenta un concept cheie în jurul căruia toată atenția și investițiile noastre vor fi concentrate în anii următori, mai ales că trebuie să introducem acest lucru în noua strategie de dezvoltare a fotbalului pe care o vom lansa anul acesta. Astăzi, prin lansarea acestei Academii Naționale de Fotbal, ne dorim să contribuim tocmai la această viziune. Academia Națională de Fotbal, pe care o lansăm astăzi, își propune să fie cel mai important furnizor de servicii educaționale în sport în România. Viziunea din spate este că ne dorim să construim un model organizațional pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale și de Est, într-o paradigmă care are la bază trei perspective: fotbal, business și comunitate. Altfel spus, ceea ce ne dorim prin acest proiect al Academiei este să construim și să pregătim toți profesioniștii din spatele unei echipe de fotbal. Așadar, toți cei aflați în anturajul unui club de fotbal vor fi înarmați cu cele mai noi informații, cu cele mai valoroase cunoștințe în procesul de conducere al unui club de fotbal. Care este însă reacția lumii fotbalului, pe care o știm că e mai degrabă reticentă la nou, care este reacția lumii fotbalului la introducerea acestui proiect al Academiei? Trebuie să recunosc că feedback-ul a fost unul pozitiv în toate etapele de implementare ale acestui proiect, de la inițiativa pe care am avut-o până la evenimentul de astăzi dedicat lansării Academiei Naționale de Fotbal. Fiindcă, fără îndoială, trebuie să recunoaștem acest lucru, managementul cluburilor de fotbal din România s-a profesionalizat în ultimii ani. Dinamica de transformare însă este cea care trebuie accelerată, și de aici și rolul Federației Române de Fotbal prin implicarea extrem de puternică în acest proiect educațional.
național. Fiindcă dacă facem o analiză prin cele trei perspective, fotbal, business și comunitate, și ne concentrăm asupra perspectivei sportive, cele fotbalistice, și ne asumăm creșterea competitivității cluburilor din România în comparație cu cluburile din Europa, e bine, trebuie să înțelegem că avem nevoie să îmbunătățim toate funcțiile, toate activitățile suport pentru susținerea performanței sportive. Pregătire fizică, mental coaching, medicină sportivă sau analiză video, pentru a da doar câteva exemple. Și totodată ca federație ne dorim extrem de mult să contribuim la elaborarea și implementarea unei strategii tehnice la nivelul fiecărui club de fotbal din România. Din perspectivă de business, ceea ce ne dorim este să construim un ecosistem în care cluburile de fotbal să se poată dezvolta sustenabil pe termen lung, înțelegând totodată riscul pe care îl avem în activitatea noastră și, bineînțeles, de cele mai multe ori, această gândire prea mult concentrată pe termen scurt, și anume de a câștiga meciul la final de săptămână. Cum veți reuși să concretizați acest proiect laudabil? În primul rând, am urmat niște modele de succes și mă refer la modelele din Occident. De aceea vom regăsi la București experți internaționali în toate etapele de implementare ale acestui proiect, la fel cum vom beneficia de cea mai înaltă expertiză dinspre UEFA și FIFA, două organizații care și-au oferit deja susținerea pentru acest proiect educațional. În ceea ce privește metodele, vom încerca să îmbinăm formele tradiționale cu experiențe practice din activitatea de zi cu zi. De aceea, practic, tot astăzi suntem gata și cu lansarea unei platforme de e-learning, astfel încât să putem să facilităm tot acest schimb de informații. În concluzie, Academia Națională de Fotbal va reprezenta unul dintre instrumentele prin care ne dorim să creștem numărul de angajați în fotbal și, bineînțeles, totodată, profesionalizarea acestora. Mulțumim, domnule președinte! Și eu vă mulțumesc! De câțiva ani, Comisia Tehnică a FRF este implicată direct în pregătirea loturilor naționale prin alegerea și monitorizarea selecționerilor. Stăm de vorbă cu domnul Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal. Bine ați venit. Bună ziua, bine v-am găsit. Care este, până la urmă, rolul Academiei în formarea profesională a antrenorilor? În primul și în primul rând, în cadrul noii viziuni a Federației Române de Fotbal, rolul Academiei este acela de a forma și a implementa noua strategie tehnică a Federației Române de Fotbal, care va fi prezentată la adunarea generală în luna iunie. De a forma antrenori, de a updata antrenorii care funcționează la ora actuală și de a ridica nivelul la nivel internațional, implicit această acțiune pe care și-o propune Academia Federației Române de Fotbal, duce la ridicarea nivelului jucătorului român. La toate etapele în care se află, de la cei mici până la jucătorii profesioniști. Asta este viziunea noastră, este o strategie care va fi întinsă pe ani de zile pentru a umple golurile și nu așa de ochii lumii, ci de a forma într-adevăr jucători care să fie competitivi la nivel internațional. Ăsta este rolul Academiei, pe scurt. Nu este vorba numai de modernism aici. Aici este vorba de utilitate. Exact trebuie să știm ce avem de făcut cu antrenorii noștri, care să știe perfect ce au de făcut cu copiii care ne vor reprezenta peste ceva ani de zile la nivelul loturilor naționale. Da. Da. Mulțumim! Mulțumim! Cu mare plăcere! Sănătate multă! Academia FRF va fi organizată ca orice instituție educațională, cu linii de învățământ, cursuri fizice și online, cu examene, cu licențieri. Stăm de vorbă cu Lucian Burchel, directorul Academiei FRF. Bine ai venit, Lucian! Bine te-am găsit! Cum vei structura activitatea acestei academii? La ce fel de cursuri te-ai gândit? Care va fi, în esență, activitatea acestei instituții? Da. Academia, în momentul de față, are două specializări autorizate, cea de instructor sportiv și cea de preparator sportiv. Pe lângă aceste specializări care sunt autorizate și care vor începe la mijlocul lunii mai, vor mai exista cursuri, așa cum au spus și predecesorii mei, legate de licențieri UEFA,
E vorba de perfecționarea antrenorilor care sunt produși în România, în sistemul de învățământ românesc, fie la universități, fie la furnizorii de formare profesională. Ei vor dobândi licențele UEFA pe care și le doresc, doar în condiția în care vom respecta cât se poate de strict recomandările UEFA în ceea ce privește livrarea acestor servicii. Pe lângă antrenori licențiați, cele două specializări autorizate, vor exista și cursurile de perfecționare ale managementului administrativ din cluburi, astfel încât cele două linii, managementul administrativ și managementul sportiv, să profite una de calitatea lucrului celelalte, astfel încât să crească nivelul clubului în general. Oamenii care lucrează în cluburile din România și care sunt calificați pentru astfel de funcții, își vor perfecționa nivelul de activitate, astfel încât să știe cum să prezinte activitatea fotbalistică din cluburi, astfel încât să atragă, eu știu, să atragă parteneriate, să atragă fonduri, astfel încât copiii, juniorii, seniorii să-și desfășoare activitatea cât se poate de decent. Este o livrare de informații de ultimă oră și de mare calitate care vine din zona UEFA, am înțeles. Da, în ceea ce privește licențierile, care de fapt sunt dreptul unui antrenor de a activa timp de 3 ani de zile la un nivel al fotbalului din țara respectivă, că e nivel profesionist, că e nivel amator sau grassroots sau elită tineret. Într-adevăr, recomandările vin din partea UEFA. Noi adaptăm conținutul lor la ceea ce e în România, așa cum se întâmplă la toate țările, însă este clar că tratăm fotbalul. Tratăm fotbalul de la cele mai mici vârste la cele mai mari. Care crezi că va fi receptivitatea conducătorilor de club, mă refer la cluburile mari, față de acest proiect? Al Academiei. Eu cred că receptivitatea va fi deosebit de mare. De ce? Pentru că atât în plan tehnic, solicitările din partea teritoriului, din partea antrenorilor din România, din partea cluburilor din România, sunt foarte, foarte numeroase de a prezenta un nivel al cursurilor care să le aducă multă informație și care să-i ajute. Așa va fi și în partea administrativă. Pentru că sunt absolut sigur că atât patronii de cluburi, cât și conducerile cluburilor vor aprecia foarte mult faptul că există pe piață un furnizor de servicii de formare profesională la nivel înalt, chiar și în partea administrativă, pentru fotbal. Ceea ce e foarte important. Mulțumim mult, Lucian! Mi-aduc aminte cu drag de meciurile bune pe care le făceai la Sportul Studențesc. Da. Mi-aduc aminte de prezentările tale. Extrem de drăguțe. A trecut vreme. Nevoia de educație profesională în fotbalul românesc este bine știută. Dar când o sublinează și cel mai mare fotbalist român al vremurilor noastre, devenit apoi tehnician, are o altă greutate. Gheorghe Hagi a transmis și el Academiei FRF un mesaj la inaugurare. Ca sportiv de mare performanță și în ultimii 10 ani manager, consider foarte bună inițiativa Federației Române de a înființa o Academie de Fotbal cu scopul de a educa, forma manageri sportivi pe plan tehnic și administrativ care să ajute în viitor la dezvoltarea fotbalului românesc. Fotbalul românesc are nevoie de educație profesională, de manageri sportivi, așa cum sunt și în fotbalul european și mondial. Vă doresc mult succes în această nouă provocare. Încă de la bun început, Academia FRF va intra în circuitul instituțiilor de gen din fotbalul mondial și va fi susținută să se dezvolte în linia inovației. Un mesaj de la FIFA în acest sens ne-a fost transmis de către legendarul antrenor Arsène Wenger, astăzi director de dezvoltare globală a fotbalului la Forul Mondial. Hi Romanian football fans. I heard some good news. That you are opening an academy and as well an online academy. I'm so convinced, having spent my whole life in football, that education is the key. I've seen that in my country, I've seen that in England,
at Arsenal, where I made so many efforts to develop the education of young players. And I think I would just like to congratulate you for that huge initiative. And on our side at FIFA, we create as well an online academy that we launch in June, and we are very happy to contribute to your efforts and to help you as well to improve the level of education. Foarte mulți dintre cursanți sunt foști fotbaliști care doresc să devină antrenori sau specialiști în diferite compartimente ale fotbalului. Dar de ce să nu beneficieze de programe educaționale chiar jucătorii activi? Ne explică un fotbalist care a acumulat astfel de experiențe în străinătate și apoi a venit în țară să le aplice în managementul fotbalului. Vlad Munteanu, manager operațional la loturile naționale. Emil. Bine ai venit, Vlad. Bine te-am găsit. Spune-ne, te rog, de ce este important ca un fotbalist să capete educație încă din vremea în care este fotbalist activ? Să-ți răspund la întrebare din două perspective. Prima perspectivă este cea personală. La vârsta de 29 de ani am avut o întâlnire cu sindicatul fotbaliștilor din Germania, la echipa unde activam, și în cadrul acelei întâlniri ne-a fost prezentat un sondaj. Datele pentru mine au fost convingătoare, pentru că în momentul în care afli că doar 3% din cei care au activat în fotbal reușesc să trăiască toată viața cu banii acumulați din fotbal, 17% activează în continuare imediat după ce s-au lăsat de fotbal în fenomen, pe diferite poziții, în special pe cea de antrenor, iar numai puțin de 80% au nevoie de reconversie profesională. Educația este foarte importantă pentru a avea o continuitate în viața noastră. Avem o carieră scurtă și atunci educația din timpul carierei cred că este importantă pentru a face această tranziție spre o viață normală până la urmă și pe anumite posturi chiar și din fotbal. A doua perspectivă de care îți spuneam este la nivelul instituțiilor educaționale pe care le-am absolvit, una în Germania și a doua la UEFA. Primul lucru pe care l-am învățat este nimeni nu are cheia succesului. Nu cred că există antrenor care din prima zi să câștige campionate sau cupe mondiale, nu există președinte care din prima zi să vină să facă clubul cel mai bun din lume, cu cele mai mari venituri, cu cei mai mulți suporteri. În consecință, cred că este nevoie de educație și prin Academia Națională de Fotbal, cu siguranță, cei care vor păși pragul o vor avea. Educație în a crea o strategie, educație în a crea decizii și bază pentru anumite decizii pe care le vor avea pe viitor. Un director sportiv, un team manager, un doctor, un preparator fizic. Cursuri care până acum nu s-au făcut, iar în cadrul Academiei Naționale de Fotbal le vom avea pe viitor. Este important ca foștii fotbaliști să se seteze și pe alte meserii, nu doar cea de antrenor, pentru că doar așa vor putea avea o tranziție mai ușoară. Sunt sigur că toți cei care se vor înscrie, vor participa la cursuri și în final vor absolvi, vor ajunge să îmbunătățească calitatea profesioniștilor din sportul din România, nu doar din fotbal, și cu siguranță rezultatele vor apărea pe fiecare palier. Mulțumim, Vlad! Mulțumesc și eu! Un absolvent al cursurilor de master internațional pentru foștii jucători este și Florent Malouda, internațional francez și câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea. Mesajul său pentru Academia FRF este de încurajare să formeze cât mai mulți specialiști, inclusiv în zonele de management administrativ, al staffului și al fanilor. Toate acestea construiesc performanța în fotbal. Today is the launch of your National Football Academy. For me, it is an important milestone for the foundation of your future successes. It's not only about the players and the coaches. There's also the administrative staff, the ground workers, the management staff, the fans and their families. We can all grow and develop through a solid education foundation. Este alături de FRF la această lansare o altă persoană care a îmbinat studiile cu performanța sportivă la cel mai înalt nivel. Virgil Stănescu este un fost sportiv, personaj emblematic al basketului românesc. Bine ai venit, Virgil! Bine te-am. Este această academie locul unde se pot clădi marile performanțe?
Această academie este o necesitate, nu este un moft. Și sper că, având în vedere deschiderea Federației Române de Fotbal către un efect pozitiv național, această academie să fie un exemplu și pentru alte federații, pentru cluburi. Nevoia sportivului de a se reorienta profesional, de a găsi resurse și de a găsi răspunsuri odată ce se lasă de cariera sportivă, este absolut capitală. Noi sportivii înțelegem ce înseamnă antrenament și înțelegem ce înseamnă antrenament pentru înaltă performanță. Și atunci ajungem într-un punct în care n-ar trebui să traducem numai rezultatul, ci și procesul. Acel antrenament pentru o altă competență. Deci educația. Educația continuă este un lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem din vârstă fragedă. Dar sportivul de performanță mai are energie, mai are timp să aloce pentru educația sa, pentru niște evenimente ulterioare lăsării sale de sport. Acest lucru trebuie să fie adus la cunoștința lui de către antrenori, de către familie, de către cluburi, de către foruri superioare, de către sistem în general. Pentru că noi învățăm multe trăsături de caracter din sport. Și învățăm să lucrezi în echipă, și învățăm ce înseamnă să ieși din zona de confort, și învățăm ce înseamnă roluri, autoritate, să câștigi, să pierzi, să te ridici de jos când pierzi. Numai că lucrurile astea, odată puse într-un șablon formal, prin educație formală, le poate traduce. Le putem traduce și le putem duce în orice altceva. Și asta face o astfel de academie, să-ți deschidă aceste orizonturi, să vezi mult mai departe. Mulțumim, Virgil! Ne uităm cu din ce în ce mai multă plăcere la fotbalul feminin. Avem copii pe care îi ducem la fotbal și credem că știm totul, chiar și cum aceștia trebuie să joace. Iată două direcții încă puțin studiate în fotbalul românesc. Fetele din teren și părinții cu copii în teren. Academia FRF va propune programe și în aceste zone. Antrenoare la lotul național feminin și deținătoare de licență UEFA Pro, Irina Giurgiu este cu noi astăzi la lansare. Să rămână, Irina, binevenit! Bună ziua! Care este contribuția Academiei în arealul despre care am vorbit puțin mai devreme și dacă putem vorbi despre protecția copilului în sport? Faptul că Academia Națională de Fotbal va investi în cele două zone menționate de dumneavoastră este esențial. În primul rând vreau să remarc dezvoltarea fotbalului feminin la nivel internațional, dar prin această academie putem să ajutăm și noi la educarea antrenorilor, voluntarilor și părinților din România. Și într-adevăr, siguranța în sport este foarte importantă, atât pe teren cât și în afara terenului. Revenind la fotbalul feminin, există o dezvoltare, cel puțin cantitativă, în România, acestei ramuri fotbalistice? Da, fotbalul feminin s-a dezvoltat foarte mult din punct de vedere cantitativ. Ne referim aici, putem să spunem, anul 2010, când am avut doar 10 echipe în Liga 1 și acum avem Liga 1, Liga 2, Liga 3 și plus echipele de junioare, ceea ce ne arată într-adevăr că a crescut cantitatea fotbalului feminin. Dar ne dorim, prin aceste cursuri, să ajutăm și la dezvoltarea din punct de vedere al calității jocului de fotbal. Care sunt direcțiile în care va evolua această activitate de creșterea siguranței copiilor care fac sport, copiilor în teren? Vor fi mai multe cursuri care se vor baza pe aceste lucruri, pentru că este foarte important ca un antrenor, în momentul în care ajunge pe teren, să știe ce are de făcut dacă întâmpină anumite probleme. După cum știți, avem și multe cazuri când părinții intervin peste limită într-un antrenament și atunci trebuie să știe exact care este limita. Părintele are o influență foarte mare în procesul unui copil și de aceea, da, ne-am dorit ca mulți părinți să învețe din aceste cursuri să poată să ne ajute ca împreună să putem să facem fotbalul să fie cel mai frumos sport. Mulțumim frumos, Irina! Mulțumesc! De foarte mult timp, științele complementare ajută fotbalul să obțină performanțe mari. Pregătirea psihologică a devenit aproape la fel de importantă ca pregătirea fizică a jucătorilor. Ne poate spune asta Silviu Ioniță, unul dintre contribuitorii importanți la propulsarea naționalei de tineret în semifinalele campionatului european din 2019. Silviu Ioniță, poate asigura Academia de Fotbal această nevoie de educație psihologică a sportivului? Trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în sportul modern. În sportul modern,
toți sportivii se antrenează total. Asta implicând toate palierele pe care le știm, și anume fizic, tehnic, tactic și psihologic, și intrând și aspectul mental pe care îl cunoaștem, dar și aspectul emoțional. Fotbalul, ca și toate celelalte sporturi, nu fac excepție. Ce important însă să remarcăm este că în România acest aspect psihologic este tratat ca o cenușă reasă, este dat cumva la o parte pentru că pare că nu este atât de important. Din păcate, acest lucru se vede în mentalitatea sportivului român și în performanțele sportive ale noastre. Munca pe care am depus-o la loturile naționale de aproape 6 ani de zile, împreună cu echipa de la Sports 1, este să aducem această mentalitate de învingător, o mentalitate care să ne ajută să devenim din nou competitivi la nivel internațional. Ce am constatat totuși este că e nevoie ca munca noastră să fie continuată la cluburi și mai mult decât atât să fie începută încă de la nivelul de copii și juniori. Fără această muncă nu prea putem să avem rezultate la nivel internațional așa cum ni le dorim. De aceea, cred că e foarte important să înțelegem că avem nevoie de specialiști și avem nevoie de specialiști pentru că un sportiv nu se construiește singur, el se construiește din munca și din interacțiunea cu o echipă multidisciplinară de specialiști care stau în jurul lui. Și aici avem antrenorul principal, avem preparatorul fizic, mental coach-ul, doctorul, analistul video, nutriționistul, kinetoterapeutul, masorul și lista poate continua. Cred că doar astfel putem redeveni competitivi la nivel internațional, doar construind acești specialiști. De aceea salut inițiativa de a înființa această Academie Națională de Fotbal, pentru că doar astfel putem să, prin educație, putem să construim ceva. Mulțumim, Silviu Ioniță! Cu plăcere! Un model de academie după care s-a inspirat și Federația Română de Fotbal este cel al UEFA. De la Thomas Junot, directorul Academiei UEFA, aflăm care este rolul unei astfel de instituții în progresul fotbalului. Football is a passion you can have through your entire life. Education is a tool which allows us to grow and scale this passion. Experienced professionals should always have access to continuous opportunities to enrich their knowledge, while young leaders should be provided with education platforms to bring their initiatives to life. I praise the Romanian Football Federation strategy for the education of all the key players involved in Romanian football. The National Football Academy and the e-learning platform are crucial initiatives that will provide access to education for many. I am certain that they will be key assets for the sustainable development of football in Romania. I wish the Romanian Football Federation all the best with the new National Football Academy, which in turn will bring further success to Romanian football. Despre rezultatele obținute de o școală de fotbal vorbesc aproape de la sine performanțele ultimilor ani ale fotbalului portughez. Președintele Federației Portugheze, Fernando Gomes, încurajează fotbalul românesc să urmeze același drum, arătând cât de important este rolul educației. In this particular moment, I would like to congratulate the Romanian Football Federation for his decision, strategic decision, to create the National Football Academy. I am convinced, I am sure, that this key decision that you are taking in this moment is a key factor for the development of football in Romania. I wish you all the best, many congratulations for this decision, and good luck for the success of this project. În învățământ întâlnim cel mai adesea tineri, așa încât o astfel de instituție trebuie să ofere instrumente și condiții de exprimare specifice. Unul dintre cei mai tineri manageri din FRF, Diana Pirciu, gestionează în cadrul Academiei un program dedicat implicării tinerilor în managementul fotbalului. Programul se numește Youth Council. Bine ai venit, Diana! Bine v-am găsit! Știu că te ocupi și de formarea voluntarilor. Cum se integrează cele două acțiuni în activitatea Academiei FRF?
Dacă ați vorbit despre Youth Council, într-adevăr, este un program educațional de tradiție în cadrul Federației Române de Fotbal. Misiunea lui fiind de a se implica activ în educația profesioniștilor cu scopul de a crea o comunitate care va aduce schimbări pozitive în sportul românesc. Ne bucurăm că educația este un pilon strategic important pentru Federația Română de Fotbal. Astfel, Youth Council devine un punct de reper pentru viitoarele programe educaționale pe care le vom construi. În ultimii ani am lucrat cu o mulțime de tineri în proiectele pe care le-am desfășurat și ce pot să spun este că sunt atât de muncitori și ambițioși, însă ce este special la ei este că sunt pasionați de fotbal. De exemplu, pentru Youth Council avem deja 300 de absolvenți, printre care 15 sunt deja angajați în cadrul Federației Române de Fotbal. Și eu sunt pasionat de fotbal. Acum nu știu dacă mă încadrez la vârstă, dar dacă ar fi așa, ce anume trebuie să fac să urmez acest program? Pentru Youth Council avem un mic criteriu. Limita de vârstă este 35 de ani, deci între 18 și 35 de ani. Însă vă invităm ca speaker probabil anul viitor. Anul acesta puteți să intrați pe platforma educațională Academia by FRF, unde avem toate detaliile despre Youth Council ediția 2021, unde promitem invitați pe măsură. În ceea ce privește voluntariatul, există disponibilitate în rândul tinerilor din ziua de azi, din perspectiva acestei activități? Putem spune că în ultimii ani, prin programul de voluntariat Team Behind the Team al Federației Române de Fotbal, lucrăm cot la cot cu voluntari din toată țara pentru organizarea evenimentelor sportive și evenimentelor corporate. Iar în ceea ce privește campionatul european, facem echipă 1000 de voluntari pentru construcția celui mai mare eveniment sportiv din România, chiar vara aceasta. Mulțumim, Diana. Vă mulțumesc și eu. Încheiem aici lansarea virtuală a Academiei FRF. Dar de aici încolo, Academia va fi una cât se poate de reală și iată, își așteaptă studenții să intre pe acest tărâm al educației în fotbal. Doresc și eu succes Academiei FRF și sper să vedem cât mai curând influența benefică a acesteia în fotbalul nostru. Vivat Academia! Am urmărit, iată, doamnelor și domnilor, lansarea, așa cum a spus și colegul nostru, virtual a Academiei Naționale de Fotbal. Iată, vom avea un program de pregătire în educație sportivă pentru iubitorii de fotbal, pentru foștii fotbaliști, pentru cei care vor să-și upgradeze așa CV-ul, să spunem, și astfel vom avea oameni mai bine pregătiți la conducere, ca și antrenori, ca și tot ce înseamnă pachetul sportiv managerial de care vom avea nevoie, pentru că iată, vorbim despre un regres atât al fotbalului cât și al sportului în general în România, datorat de foarte mulți factori, din păcate, dar iată că facem progrese destul de mari, nu-i așa, Ionel? Da, și am văzut ceva foarte interesant, că se vorbește de toate categoriile de angajați de la un club de fotbal, exact. Extindem de la nivel de conducere, pentru că Alice, degeaba dacă conducătorul are o viziune nouă, iar ceilalți care sunt în subordine, din păcate, nu se raliază, nu? Ne extindem la mai toate nivelurile și poate că nu peste multă vreme vom avea și noi cluburi competitive din toate punctele de vedere. Vorbeau chiar și de cei care sunt preparatorii fizici, de masori, de oamenii care din spate, cum ar veni echipa din spate, care este cu totul și cu totul, poate printre cei mai importanți oameni care țin echipa cu totul, pentru că e nevoie de ei, nu-i așa, că altfel dragii noștri sportivi n-ar avea cum să facă performanță dacă n-ar avea o echipă bine pusă la punct, să aibă grijă de ei de fiecare dată când se accidentează, când au probleme de sănătate, probleme psihice, iată s-a și vorbit despre partea asta, despre care în România știm foarte bine, cam greu. Da, dar cu timpul poate că ne vom aplica și asupra acestor subiecte. Stafful la orice echipă de fotbal, de fapt la orice grupare sportivă, Alice, este foarte important. Dacă lipsește o verigă din acest lanț, adică un preparator fizic bine pregătit, un medic de bună calitate, un masor care știe ce să facă, este clar că acest lucru se repercutează la un moment dat asupra rezultatelor care nu vor fi cele dorite. Clar, și am avut atâtea discuții cu foști fotbaliști, cu actuali fotbaliști, care comparau, nu-i așa, condițiile pe care le-au avut la diverse echipe de
fotbal, condițiile pe care le au acum sau condițiile care au început să vină, au început să crească din punctul ăsta de vedere și spuneau, băi, nu aveam. Și cei care mai spuneau că, băi, noi nu aveam nici apă caldă, dar aminte să avem programe de pregătire sau ceva de recuperare fizică, greu de tot. Butoiul cu gheață și cam atât. Da, noi când vorbim de performanță, de profesionalism, trebuie să ne uităm la toate segmentele și mi-aduc aminte, Alice, poate că la acel moment și eu am interpretat oarecum greșit. Juca Viitorul Constanța, tocmai l-am văzut pe Gică Hagi aici în fața noastră, o partidă la Ploiești, pierdută până la urmă, iar Gică Hagi puncta după meci că a făcut o mare greșeală în organizarea acestei partide, venind cu echipa la partidă direct de la București. Și noi uluiți, adică sunt 60 de kilometri pe care îi faci în 30-40 de minute cu autocarul, la care Gică Hagi spunea că se simte vinovat pentru că n-a dus echipa la Ploiești cu o seară înaintea disputei, pentru ca jucătorii să se acomodeze cu orașul, cu aerul. Mi s-a părut incredibil, dar spuneam puțin mai devreme că fiecare element la o echipă cu adevărat profesionistă contează. Activitatea fizică este influențată de foarte mulți factori și știm foarte bine treaba asta, de la teren până la condițiile meteo, deci până la urmă și la starea psihică, care în ultima perioadă e din ce în ce mai șubredă datorită acestei, din cauza, pardon, acestei pandemii de COVID-19 care ne-a pus pe toți într-o poziție sensibilă, să-i spunem așa, și iată că toate combinate, uite așa, duc la eșec sau la succesul celor mai strong și mai bine pregătiți. Și că tot vorbim de succes, avem cel mai recent succes al celor de la Rapid, care au reușit o victorie importantă în fața celor de la Poli Timișoara. Spune-ne puțin, Ionel, ne-am uitat la meci așa cât am avut timp pe ultimile minute, 2-1 pentru cei de la Rapid. Ne-am uitat, Alice, la timp, pentru că golurile Rapidului au venit pe final de partidă, când ne-am uitat și noi la televizor. Un joc foarte important pentru ambele echipe, ASU Poli Timișoara juca o șansă, poate crucială, în dorința de a rămâne în cărțile acestei lupte pentru promovarea directă. De cealaltă parte, Rapid venea după un parcurs foarte, foarte bun. Speranțele, vreme îndelungată, au fost în tabăra celor de la Timișoara, care au marcat prin Ali Nignea. Se părea că echipa lui Dan Alexa, una care primește destul de greu goluri, se îndreaptă către victorie, însă finalul Alice a fost unul chiar nebun. Rapid a restabilit egalitatea din penalti prin Adrian Bălan și a marcat în prelungire prin Sefer un gol de 3 puncte foarte, foarte important în economia acestei lupte pentru promovare. Mihai Iosif, se pare, Alice, că are bagheta magică la Rapid și aduce victorii în fiecare etapă. Dacă ar fi fost 900% Mihai Iosif la Rapid, aș spus, măi, la el clar se întâmplă ceva, dar el a mai avut o perioadă foarte bună la Rapid când a fost acolo interimar și iată că până la urmă, cred că are rețeta succesului pentru cei de la Rapid, nu-i așa? Da. Și discutam cu finanțatorul celor de la Rapid săptămâna trecută și spunea, nu, noi ne-am luat în calcul din prima că el să vină pentru că e clar, avem încredere în el. Da, vorbeam, Alice, puțin mai devreme și ne uitam la acest material foarte, foarte interesant de viziunile unor oameni de fotbal. Discutam cu cei de la Rapid de fiecare dată în mandatul lui Nicolae Grigore, un tehnician care a terminat acum cursurile licența pro alături de Adrian Mutu, de Mirel Rădoi, era interpretat de jucătorii puțin diferit, avea un limbaj elevat, dar care nu ajungea așa cum trebuie la jucători. Se pare că Mihai Iosif este un fel de Marius Șumudică, știu bine ce vorbesc, pentru că legătura cu jucătorii, este mult mai prietenos cu ei, mult mai aproape de toate problemele lor, mai face o glumă când trebuie și se pare că, iată, cel puțin la acest moment, pare să fie meniul perfect pentru victoriile Rapidului. Și dacă ai făcut comparația cu Marius Șumudică, presupun că îi mai și zdruncină așa un pic atunci când este cazul pe elevii săi, astfel încât să-i motiveze, nu-i așa, și să aibă 3 victorii la rând, de care sunt convinsă că sunt foarte mândri. Următoarea partidă va fi cu cei de la Craiova, care, cine știe, s-ar putea să le pună puține bețe în roate, dar probabil că elevii lui antrenorul de la Rapid, uite că, vezi, mă încurc așa, Iosif, da. Exact, domnului Iosif, vor avea de câștigat, probabil, dat fiind faptul că vin după o serie de succesuri, dar să nu se culce pe ureche. Da, și Craiova arată destul de bine acum în mandatul noilor veniți, Eugen Trică, pe banca tehnică, respectiv Mircea Bornescu, manager general, va fi clar un duel foarte, foarte atractiv între, Alice, echipele cele mai autorizate în acest moment să pretindă că se vor număra din stagiunea următoare printre competitoarele Ligii 1. Eu și Robert ne pare rău că pierdem de la Liga a doua, două echipe atât de importante, însă vor veni altele din spate și vom avea în continuare și în eșalonul secund emisiuni interesante. Stați liniștiți că o să aveți cu cine să vă faceți emisiunile, pentru că tu te gândești că veți pierde echipe care vor promova, dar
s-ar putea să avem și ceva echipe care vor retrograda și cine știe care vor fi acelea. Dar până să vorbim despre Liga 1, vorbim despre meciul din seara aceasta din Supercupa României, dintre cei de la CFR Cluj și cei de la FCSB. Spectacol. S-ar putea să fie ceva spectacol, nu-i așa? Da, așteptăm un meci foarte, foarte interesant, chiar dacă se spune Alice, eu nu sunt în acest moment în posesia formațiilor de start. Cele două echipe abordează în mod diferit această partidă. FCSB-ul, chiar la îndemnul finanțatorului, ar fi apelat la o echipă oarecum cu nume mai puțin cunoscute din cei care au jucat mai puțin până acum. De cealaltă parte, în dorința de a câștiga trofeul, Edi Iordănescu mizează aproape pe formula de bază, din ce am văzut puțin mai devreme din estimările care se făceau. La Ploiești, pe Arena Ilie Oana, ora 19, această dispută. Două echipe, Alice, care prefațează și disputa din campionat, atât CFR-ul cât și formația FCSB, sunt văzute în continuare protagonistele luptei pentru titlu, acolo unde se mai poate implica și formația CS Universitatea Craiova. Uite, vedem chiar acum pe ecran formația celor de la FCSB. Octavian Popescu este Octavian Popescu sau Ovidiu, Popescu? Pentru da. Că n-am văzut, este un O acolo și Popescu, pe toți îi cheamă la fel. Dar Octavian Popescu a fost așa în atenția tuturor în ultima perioadă, dar să vorbim și despre meciurile care s-au disputat ieri un pic în Cupa României. Cei de la Dinamo, din păcate, drumul lor în această competiție s-a oprit aici. Au pierdut în fața celor de la Astra Giurgiu cu scorul de 1-0 și probabil că și al doilea meci s-ar putea să fie ușor greu pentru cei de la Dinamo, dat fiind faptul că moralul lor este un pic la pământ, dată fiind și situația din clasament, din campionat. Da, la Dinamo toate meciurile a fost greu în ultima perioadă. Totul e greu, da, toată situația. La Dinamo nimic nu pare să meargă, însă iată că s-a schimbat și antrenorul, Gigi Mulțescu, un tehnician venerabil, respectabil, care s-a pus așa într-o situație foarte, foarte delicată și din punct de vedere al sănătății. A condus echipa o perioadă, acum a renunțat, iar Dinamo încearcă, incredibil, Alice și dragi prieteni, să evite retrogradarea cu Dușan Urin Junior, care revine pe banca dinamovistă. Să sperăm, Alice, să vedem dacă un nou antrenor poate regla la timp lucrurile la Dinamo. Cine știe, bine, din păcate nimeni nu mai poate regla la timp lucrurile la Dinamo și de asta am fost convins și în ultima perioadă. Din păcate, valul de nemulțumire a venit peste ei. Poziția pe care o ocupă în momentul acesta în clasament este una foarte șubredă, dar vom vedea cum vor evolua. Pe partea cealaltă, Craiova, acolo de pe podium, își și-a spus cuvântul în partida de aseară cu scorul de 3-0. Bine meritat de altfel, nu-i așa? Da, nu cred că erau speranțe foarte mari din partea unei divizionare secunde. Meritoriu, de altfel, a ajuns acolo. Este vorba de Viitorul Pandurii Târgu Jiu. 3-0 pentru echipa pregătită de Marinos Uzunidis, care și el a folosit câțiva jucători pe care îi vedem mai rar în partidele de campionat. Însă, Alice, lotul la Craiova este unul puternic, competitiv, iar diferența de scor nu ne poate surprinde. Cum acest eșec sever nu poate șterge impresia foarte bună lăsată cu precădere în Cupa României de Viitorul Pandurii Târgu Jiu, o echipă care a pierdut la Liman, neașteptat participarea în play-off-ul de promovare în Prima Ligă. Parcă e așa, exact cum vorbeam, o competiție a surprizelor în care nici măcar nu te așteptai ca o echipă din Liga a doua să ajungă atât de departe în competiție cu echipe atât de puternice din Liga 1. Bine, nu cred că nici în poziția pe care o ocupă momentan în clasamentul Ligii a doua, nu cred că se așteptau neapărat la o victorie împotriva celor de la Craiova, să fim realiști. Nu, era o minune dacă Viitorul Pandurii Târgu Jiu izbuteau să câștige la Craiova în fața celor de la CS Universitatea, recunoștea și Cristian Lupuțu, noul antrenor. De fapt, Alice, a fost un bonus pentru jucătorii tineri ai acestei echipe să evolueze pe o arenă modernă la Craiova în fața unei candidate clare la titlu în Prima Ligă și vom vedea dacă din acești tineri jucători de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu o parte vor face pasul chiar în această vară spre formații de Liga 1. Cine știe, poate vor avea o altă deschidere în momentul de față, pentru că probabil s-a văzut că calitatea individuală a jucătorilor, dat fiind faptul că echipa totuși scârție pe aici pe acolo, dar individual jucătorii poate vor atrage atenția și vor avea norocul să facă pasul către Liga 1. Și dacă tot vorbim despre Liga 1, avem mâine partida dintre cei de la UTA Arad și cei de la Viitorul, care se va desfășura chiar în timpul emisiunii noastre de la 17:30.
nici nu mai știi la ce să te aștepți nici în meciurile de la Liga 1, nu e așa? Da, UTA are un parcurs de regularitate mult mai aproape de cerințele pe care le are Laszlo Balint. De cealaltă parte, Alice, Viitorul Constanța s-a despărțit de Mircea Rednic, i-a încredințat echipa Gică Hagi lui Cătălin Anghel, un om care este de foarte multă vreme în anturajul acestei grupări în diferite posturi, cu precădere antrenor secund. Se spune că Gică Hagi se implică acum și el mai mult, pentru că situația devine din ce în ce mai neplăcută, chiar și la Viitorul Constanța. Subredă și pentru că s-au obișnuit deja, Astra Giurgiu întâlnește Dinamo și sunt împreună, au la partide de jucat Astra și cu Dinamo, de s-au obișnuit unii cu ceilalți, să spunem așa. Ar fi bine să susțină acum și returul repede din semifinala ale cupei, să termină această stabilit, da. Rămâne de stabilit din câte văd aici pe 12-a, 5-a, mai vedem, mai avem ceva de așteptat. Dar vom vedea ce se va întâmpla în seara aceasta cu rezultatele din Supercupa României. Din păcate, timpul nostru a ajuns la final. Noi ne vă regăsim mâine de la ora 17. Rămâneți cu Metropola TV. O seară frumoasă!